Deputatul PPDA Serghei Catarancuc s-a stins din viață. Parlamentarul avea 62 de ani și, potrivit colegilor de partid, suferea de o boală incurabilă pe care a depistat-o acum câteva luni. Pe site-ul Parlamentului a fost plasat un necrolog semnat de șefa legislativului Zinaida Greceanei. Este o pierdere enormă nu doar pentru corpul de deputați, dar și întregului nostru sistem de învățământ. Dumnezeu să-l odihnească, rog să păstrăm un minut de reculegere. Exprim profundul regret pentru colegul nostru. Am apreciat gestul domnului Catarancuc când a semnat inițiativa mea cu limba română. E o tragedie mare, în primul rând pentru familie, pentru cei care îl iubeau. Serghei Catarancuc a activat în învățământul universitar timp de 30 de ani și a fost laureat al Premiului Național în domeniul științei și tehnicii. Totodată a fost și membru al Consiliului Societății Matematicienilor din Republica Moldova, precum și al Societății Române de Cercetări Științifice în Matematică. El a fost profesorul anului universitar 2011-2012. Amintim că Serghei Catarancuc a candidat din partea blocului Acum în circumscripția numărul 13, Șoldănești și Rezina, care a fost câștigată de reprezentant PDM, Eleonora Graur. Totuși, Serghei Catarancuc a ajuns în Parlament pe lista de partid, după ce Liliana Nicolaescu-Onofrei a renunțat la mandat în favoarea funcției de ministru al educației.